Bună seara, stimați telespectatori! O ediție de colecție, o ediție eveniment, o ediție de regal sufletesc astă seară, alături de un om generos, senin, nobil, o aristocrație a cuvintelor, a sufletului, într-un singur om. Este vorba despre doamna Ileana Vulpescu. Bună seara, doamna Ileana Vulpescu. Bună seara, doamnă. Și vă mulțumim. Vă mulțumesc în nume personal că sunteți aici la Târgu Jiu, alături de noi. Și eu vă mulțumesc de invitație. Și îmi pare bine că am văzut Târgu Jiu după 70 de ani. Cum arată după 70 de ani? Doamnă, nu am avut o părere, cine știe ce, fiindcă am stat între două trenuri prima dată, acum 70 de ani, și am văzut numai monumentele lui Brâncuș. Și am fost foarte încântată că am putut să văd, dar nu am umblat în oraș prea mult. De la gara la gara. Doar la operă. Dar acum găsesc că este printre orașele cel mai puțin schimbat. Mi s-a părut că am găsit cele mai multe clădiri frumoase care sunt dinainte, poate chiar de război, de cel de-al doilea. Poate unele și înainte de primul război mondial. Și care sunt și în blocurile noi au căutat să aibă ceva din stilul locului. Ceea ce este foarte frumos, adică pentru că distonanța între o clădire veche și una nouă nu face bine. Totuși trebuie păstrat stilul. Se poate moderniza ceva, dar să se modernizeze pe linia care era trasată înainte. Considerați că între un oraș și sufletele oamenilor care îl locuiesc trebuie să existe o legătură? Doamnă, sigur că da. În general este bine să-ți iubești locul de muncă și locul în care locuiești. E mare lucru să fii atașat de locul în care, mă rog, soarta te-a adus. Și să încerci pentru acest loc să faci tot ce poți ca să fie mai frumos. Sufletul sufletul tău să nobileze locul, dacă da, se poate. Și, cum să spun, să impună frumosul, civilizația. Dacă cineva răsădește un pom sau un copac, dacă cineva seamănă o floare în fața blocului, deja a înfrumusețat și a umanizat peisajul. Luptați mereu prin personajele dumneavoastră, prin cărțile dumneavoastră, pentru adevăr, pentru frumos, pentru libertatea de exprimare, deși spuneți foarte clar că e atât de multă rutină și atât de puțin adevăr, dar măcar pentru adevărul acela atât de rar, trebuie să facem totul, să luptăm pentru asta. Spuneți-ne, arta de a trăi frumos, doamnă, cum se învață? Noi învățăm de la dumneavoastră, cum trebuie învățată? Doamnă, eu nu zic că sunt dascăl de nimica. Eu spun numai, cel mai important lucru pentru om este să aibă un cuget curat. Să știe că nu a făcut rău nimănui. Sau măcar nu a făcut intenționat rău, pentru că noi putem să facem rău și fără să intenție rea. Adică spunem o vorbă, dar nu știm unde lovim cu ea. Deci să ai o împăcare cu tine însuți. Să știi că nu ai făcut rău nimănui. Dacă poți să faci bine, dacă poți să ajuți, dacă poți să fii un exemplu,
de bun social, ca să zic așa. Adică să cauți să faci o atmosferă plăcută în jurul tău. La slujbă, de exemplu. Chiar dacă toată lumea nu-ți place, că e foarte greu. Chiar toată lumea să-ți placă. Să-ți placă de oricine sau de toți. Să-ți placă în mod egal oricine. Dar să cauți să faci o atmosferă în care să nu încapă bârfă, lucruri de-astea rele, ironii cu care să doar. Să știi că îl doare pe cineva că i-ai făcut ironia asta. Sunt și ironii blajine, dar majoritatea sunt tăioase, sunt rele și ca să-ți facă inimă rea. Ei, trebuie să cauți să te... să te acomodezi cu locul în care locui, în care muncești. Fiindcă nu poți totdeauna să ți-l alegi. Adică mai degrabă nu poți să ți-l alegi. Și atunci trebuie să fii tolerant cu toată lumea din jurul tău. Și să eviți să creezi situații conflictuale. Mama îmi spunea așa, orice ți-ar face vecinul, să nu ajungi să nu-ți dai bună ziua cu el. Și mai spunea, vecinul ți este ruda cea mai apropiată. Și e adevărul, asta este. La o nevoie, nu poți să vină cineva dintr-un cartier de la 20 de kilometri să vină să te ajute. Vecinul, dacă ești în relații bune, măcar de ochii lumii și tot te ajută. Dar dumneavoastră nu acceptați jumătățile de măsură, nu acceptați compromisurile, deși vorbiți despre arta compromisului, având în vedere toate legăturile periculoase subterane din viața socială, care defăimează și oameni și destine. Cum ați reușit să vă mențineți senină, caldă, într-un adevăr? Lumea vă caută, lumea vă iubește, tocmai pentru că rostiți acest adevăr al zilei de astăzi, al momentului de acum. Cum ați reușit? N-ați fost lovită niciodată în viața asta? Doamna, am fost de foarte multe ori lovită și lovită de soartă, mai mult decât de oameni. Cu soarta nu poți să duci tratative. Am învățat să fiu foarte iertătoare. Adică să găsesc fiecărui om o motivație pentru ceea ce face. Fiindcă, zic, nimeni nu e perfect. Deci pornesc cu mine că nu sunt perfect și îmi spun totdeauna, vezi, cum zice în Biblie, de ce vezi bârna din, din ochiul altuia și nu vezi bârna din ochiul tău. Nu suntem niciunul perfect. Trebuie să admitem și imperfecțiunea altora. Trebuie să căutăm să ne facem un microcosmos interior. Ceva în care să avem niște oameni în care să avem încredere, după aceea să ne purtăm frumos cu toată lumea, nu pierdem nimic. Și să avem această generozitate de a înțelege pe alții. Cu cât înțelegi mai bine sufletul altuia, existența lui, cu atât mai puțin îl judeci. Nu știu câtă dreptate avem când judecăm pe altul. Pentru că noi știm numai ce ne arată el. Noi știm numai exteriorul unei vieți. Noi nu putem să știm ce este în sufletul unui. Și nu putem să știm, vedeți și vorbele. Vorbele sunt ca piatra plecată din praștie și ca glonțul plecat din pușcă. Nu se mai întorc. Și reușești să
îndurerez pe cineva, poate pentru o viață întreagă cu un cuvânt. Trebuie să fii foarte prudent cu oamenii, nu de frică, ci pur și simplu pentru a-i menaja și a te menaja pe tine că n-ai făcut o faptă rea. După părerea mea, remușcările și boala sunt tot ce există mai rău pe asta. Boala vine și nu poți să o oprești. Remușcările există doar într-un context al conștiinței, al gândirii raționale. Ce facem? Oamenilor le place să devină instanțe. Spuneați că nu e bine să judecăm pe ceilalți. Din ce în ce mai mult oamenilor le place să fie instanțe judecătorești. Simțiți un derapaj de la o generație la alta, de la, eu știu, o perioadă la alta, în ceea ce privește relațiile între oameni? Doamne, relațiile între oameni sunt foarte determinate de sărăcie. Adică, vedeți, e foarte greu să spui cuiva care n-are ce mânca să admire pe cineva care este milionar și să-l înțeleagă. Este foarte... Vedeți, sărăcia este un prost sfetnic. Asta duce la nemulțumiri sociale, la nemulțumiri personale. Adică fiecare om și-ar dori, dacă fiecare om ar avea tot ce îi trebuie. Îi trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. Adică nu vorbim de lucruri peste ceea ce trebuie. Poate că oamenii ar fi mai buni. Dar pentru că sărăcia e așa de mare în lume, nu ne miră nici atitudinea asta de privit cu ochiul rău, cum zic italienii, la cel care are mai mult decât tine, sau într-o ierarhie socială, cineva este într-un loc pe care nu l-ar merita și socotești că l-ai meritat tu, se creează tot felul de situații. Adică dacă... Și totul pornește, din păcate, de la materie. Din păcate, de la materie. Și nu pot să condamn pe nimeni pentru asta. Nu pot să condamn pe cineva că este sărac. Un mare om de afaceri, Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este, a spus odată în Parlament, numai proștii sunt săraci. Vă rog să mă credeți că m-a durut așa de mult acest lucru, nu pentru mine, m-a durut pentru populația asta a globului care n-are nici după ce să bea apă. Iar unii nici apă nu au. Sunt așa de pedepsiți de Dumnezeu săracii că nici apă nu au. Nu ai dreptul să jignești pe nimeni. Nu știu, și cerșetorul, nu știi de ce a ajuns cerșetor. După aceea, pentru cineva care este slab de minte, trebuie să ai milă. Trebuie să te gândești că ai fi tu în locul lui. Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu dacă te-a plasat într-un mediu în care să ai posibilitatea să înveți, să apreciezi, să știi, să cunoști. Și dacă ești sănătos, toate vin de la sine. Totul vine de la sine. E clar că ați pornit cu o moștenire a valorilor, ați moștenit aceste valori încă de când ați văzut lumina ochilor. Vorbiți despre pragul casei părintești, despre casa părintească, despre părinți, despre toată această zestre
sufletească mult îndepărtată de ideea de materie. Rămas bun casei părintești este cel mai bun exemplu de mers pe verticală. Dumneavoastră ne oferiți această șansă să învățăm să mergem vertical, citindu-vă și această carte și toate celelalte și Sărută pământul acesta și Candidați la fericire și notă informativă bătută la mașină. Cum e să mergi pe verticală? Toată lumea știe că nu v-a bătut nici vântul, nici valul. Și pentru asta sunteți prețuită. Doamne, știți, pentru că nu am avut ambiții sociale. Am zis așa, am învățat, am crescut în mentalitatea că am să trăiesc din ceea ce am să muncesc. Deci, munca pentru mine nu a fost o surpriză. Și am zis, Dumne, dacă Dumnezeu mi-a dat un acoperiș deasupra capului, dacă mi-a dat o slujbă din care pot să supraviețuiesc, e foarte bine. Și în felul ăsta, nici nu mă supăram dacă cineva lua o primă și eu nu lua. Foarte bine, să fie unul mulțumit. Nu am revenit niciodată la posturi. Nu vreau să mă laud, dar aș fi putut ierarhia socială să ajung foarte sus dacă îmi dădeam un pic de osteneală. Dar eu nu m-am dat osteneală să iau niciodată caimacul. Am zis, am ce să mănânc, am acoperiș deasupra capului, să mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Și faptul că nu am umblat niciodată după niciun post, n-am deranjat din acest punct de vedere pe nimeni. Nu v-ați propus asta, pur și simplu a venit din interior. Nu mi-am propus, Doamne ferește, să flatez pe cineva sau să caut să plac cuiva. Nici când scriu, eu nu mă gândesc că ce o să zică critica literară. O ignorați? Ați ignorat critica literară? Eu consider că e foarte necesară critica literară, istoria literară. Și nu condamn un critic că nu te bagă pe tine în seamă. Treaba lui și aici e o chestiune de gust. Și criticul este un om. Și el are antipatii. Și el are simpatii. Și de ce să-l condamn pe el? Eu dacă aș fi în locul lui, ce aș face? Și atunci zic, ușurel, ușurel. Important pentru mine este că sunt citită. Asta este cel mai important lucru. Pentru că, în fond, pentru oameni scrii, pentru a comunica ce e în tine, altor semenei tăi. Asta este... Idealul este să fii asimilat. Îmi face așa de mare plăcere când îmi spune cineva, vai, Doamna, dar de unde ați știut viața mea? De unde un om necunoscut? Dar știți exact viața mea? Și pornind de la această concepție de viață, de a nu da din coate, stai la locul tău, am zis să nu mă supără că altul are mai mult, că altul a ajuns mai sus. Că... Acesta a fost echilibrul vieții dumneavoastră, da. A fost modul decent și frumos în același timp, în care ați reușit, spuneți dumneavoastră, să nu deranjați pe nimeni, să nu creați invidii, deși aseară cineva spunea într-un context în care se aflau și tineri că sâmburele de egoism este în fiecare dintre noi. Probabil, eu nu-l văd în cazul dumneavoastră, eu nu-l simt ca formă de manifestare a unei personalități care vorbește prin cărți.
Și aș vrea să ne întoarcem la cărțile dumneavoastră. Eu am primit Arta Conversației în studenție, pentru că în studenție studenții care citeau erau și ei motivați. Motivarea cu o carte astăzi e un gest rar. Dar vreau să vă spun ceva, o curiozitate, și am să vă aduc până nu plecați din Târgu Jiu. Am primit o litografiată, adică forma primară de xeroxare, să spunem. De ce? Pentru că nu se mai găseau la librărie. Să știți că și eu am văzut una la fel. Vă arăt, nu, vă spun sub cuvânt de onoare, că am acasă cu o dedicație, pentru că atunci când primeai o carte scrisă de Ileana Vulpescu și Arta Conversației, în primul rând, pentru că s-a citit cu nesaț, era semn de prețuire, semn venit din partea persoanei care îți oferea această carte. Spuneți în câteva interviuri că nu Arta Conversației este cartea dumneavoastră de suflet. Doamnă, cartea mea de suflet este Sărută pământul acest. De ce, doamna Ileana Vulpescu? Doamnă, pentru că eu am un of la inimă pentru popoarele învinse. Eu nu țin niciodată cu cuceritorii. Cuceritorii au dreptate, sunt deștepți, sunt tineri, sunt frumoși, sunt tot ce vrei. Iar eu consider că nefericirea noastră a început odată cu căderea Daciei. Niciun cuceritor nu vine fiindcă vrea să-ți facă bine. Vine fiindcă are un interes. Dacă reușește să poarte onorabil și să facă ceva acolo, e foarte bine. În sfârșit, noi n-am putea să ne plângem de romane pentru că am moștenit limbă de la ei, drumuri, slavă Domnului, pe Valea Oltului și acum este drumul făcut de romani. E o anumită disciplină, ceea ce nu putem să spunem despre daci, că nu ne-au rămas decât poate sunt lucruri care au rămas în folclor. Și da, nu cred că un popor cucerit este fericit. Și am ținut totdeauna cu învinși. Și asta este cartea mea de suflet, pentru că ilustrează această idee. Dar poate că nefericirea poporului învins, cred eu, vine și din lipsa lui de a candida la fericire. Adică, totuși, mă gândesc că nu neapărat forța armată, nu neapărat, eu știu, armamentul sau posibilitățile de atac contează. Mai contează și gramul acela de voință identitară. O avem, doamna Ileana Vulpescu? Doamnă, eu nu-mi permit să judec. Dar, așa cu cât sunt eu în stare, zic că n-avem noroc. Nu avem noroc. Eu, de câte ori cineva se extaziază de ce au făcut alte popoare, îi spun, da, noi n-am luat aerul, n-am luat aurul incașilor, nu am luat monumentele grecilor, n-am luat nici sarcofagele egiptenilor. Nu, tot timpul ni s-a luat, nu ni s-a dat. Și nu pentru că eu aș ține cu, adică să nu justific de ce țin la poporul meu. Eu vreau să văd alții în aceleași condiții cum s-ar fi putut. Dar întotdeauna câștig de cauză
are agresivitatea în lume. Nu o să-mi spună nimeni că s-au dus peste incași și spaniolii pentru că le voiau bidele. Sau albii noștri din Europa să omoare pieile roșii din America. Deci, tot agresivitatea, dar Imperiul Roman ce era? Era agresivitatea vremii. Eu spuneam, zic, era Uniunea Sovietică a timpurilor. Deci, numai agresivitatea, care are și un sprijin material, din acest sprijin material începe să devină, decurge și inițiativa. Că știi că ai un spate. Sigur. Eu spun, domnule, eu n-am plecat din România, dar și-a avut niște ocazii cu totul și cu totul onorabile, pentru că am zis, nu merit altă soartă decât poporul meu. De ce aș fi eu mai brează decât restul românilor? Nu condamn pe nimeni care pleacă. Carta Drepturilor Omului zice că fiecare cetățean al globului are voie să stea oriunde, ceea ce nu se adeverește. Dar eu am zis, eu mă conformez și eu stau acolo unde m-a trimis Dumnezeu. Pentru că nu am vrut să am mai mult, aș fi vrut să am, dar să am în mod firesc să vină binele ăsta peste mine, nu să dau eu din lopeți ca să-l câștig. Să dea binele peste mine. Da. Ce sentiment plăcut și în același timp imprevizibil. Când binele a dat peste dumneavoastră, când pur și simplu s-a prăbușit peste dumneavoastră, v-a intrat în suflet, ce sentiment ați avut? Doamnă, vreau să vă spun că faptul că, mă rog, am devenit cunoscută dintr-o persoană obscură, am devenit cunoscută, să știți că nu m-a schimbat cu nimic. Nu m-a schimbat absolut deloc. Nu am rămas, cum zice țăranul, cu toată sigla pe casă. Adică, am zis, nu sunt nici mai deșteaptă decât înainte, nici mai tânără, nici mai frumoasă, tot eu sunt aia. Uite, a dat norocul peste mine. Și putea să nu dea. Adică, eu am fost foarte recunoscătoare pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Dar nu am forțat niciodată nota. Și nu m-am simțit altcineva decât ceea ce am fost totdeauna. Notorietatea poate fi în rândul scriitorilor sinonimă cu puterea? Doamnă, nu. Pentru că sunt scriitori care au și putere, putere de decizie, zic eu. Ajung cineva în stat și au alt rol decât ăla de scriitor, numai cel de scriitor. Dar nu știu cum se simte un scriitor care ajunge într-un post mare și nu știu dacă îi face bine. Dar despre scriitorul care nu e citit, cum este citită Ileana Vulpescu, dar care, eu știu, e gonflat cu atâta notorietate încât devine mai puțin citat decât citit, nu cumva acel tip de notorietate artificială dăunează scriiturii, literaturii noastre și sunt câteva cazuri, fără să judecăm, sunt de acord cu noastră. Doamnă, niciodată când o gogoașă e goală,
nu hrănește ca o gogoașă care e plină. Eu spun, dacă oamenii își doresc să fie în fruntea bucatelor și nu își evaluează propria valoare, înseamnă că asta le cere sufletul. Sunt oameni care sunt foarte vanitoși și nu sunt lipsiți de inteligență, dar sunt foarte vanitoși și vor să fie întotdeauna buricul pământului. Vedeți, cu asta te păcălești pe tine. E mai greu să te păcălești pe ceilalți. Acum, vedeți, sunt mode. Mode, așa cum e moda vestimentară, este și moda în scris. De exemplu, eu am citit și eu lucruri pe care de curiozitate le-am citit, dar nu le-aș mai recitit nici dacă mi le-ar plăti în aur. Că zic că viața e prea scurtă ca să te plictisești. Și bărbatul meu spunea, toate genurile îmi plac, afară de alea plictisitoare. Să vă spun drept, eu, orice mi s-ar spune că este ceva extraordinar, vreau să văd și eu. Dar dacă eu găsesc că, cu umila mea părere, că nu este extraordinar, zic, îmi pare rău, nu o să trăiesc 1000 de ani ca să mă plictisesc. Și este... Eu am cunoscut pe cineva, persoană foarte inteligentă și foarte cultivată, care îl citea mereu pe James Joyce, Ulisse. Și eu am spus, dragă, zic, eu te felicit că înțelegi, că eu am citit și eu de 2 ori, dar nimic n-am înțeles. Dar ce, eu l-am citit? A, doar îl cita. La care eu, da, trebuie să vă spun că am rămas cu gura căscată, că nu mi închipuiam. Dar vă spun, o persoană de aleasă cultură, nu o... M-a dezamăgit că am imat livrescul ăsta. Nu o improvizație. Da. Nu improvizație de... Hai, de bine Ulisse. Dădea bine Joyce. Da. Da, apropo de mode. Ați vorbit puțin mai devreme despre prezența dumneavoastră alături de soțul dumneavoastră, Romulus Vulpescu, un personaj, un scriitor de seamă, un traducător excepțional, feminitatea dumneavoastră, care apare în toate cărțile, puternică sau rănită, cum a reușit să-și păstreze echilibrul în preajma unei celebrități ca și dumneavoastră? Doamnă, știți cum? Eu zic așa, mă rog, ce mare filozofie, ca și când, cine știe, aș fi avut vreo 20 de bărbați ca cu coanele în Statele Unite, care sunt pensionare după divorțuri. Eu am zis așa, cântărești un om, câte calități are, câte defecte are. Dacă defectele îți sunt insuportabile, îți faci bocceaua și pleci. Dacă pui defectele deoparte, într-o balanță, și în partea cealaltă pui calitățile, alegi. Eu totdeauna ziceam ca el și făceam ca mine. Noi citeam fiecare unul ce scria celălalt. Nu vă spun că dacă mă prindea cu vreo greșeală, eram făcută pulbere. Eu, cu un stil academic, îi făceam niște observații. Dar n-ai dreptate. Dom'le, zic, tu ierle cum vrei, dacă vrei, lași așa, dacă nu. Totdeauna schimba, dar nu spunea... N-ar fi recunoscut niciodată că dumneavoastră... Că eu am fost motorul. Ați fost motorul schimbării. Cum scriați, romancier, traducător? Cum era o zi obișnuită, să spunem, în casa
familiei Vulpescu? Aveți ritualuri? Aveți și acum un ritual de scris? Nu. Scrieți oricând? Doamne, scriu când îmi vine să scriu. Deci nu sunt o disciplinată. Că am văzut alți scriitori, zic, de la 7 dimineața mă așez la computer și scriu până la ora 12. Eu nu sunt tipul ăsta. Sunt, dacă vreți, tipul dezordonat. Eu scriu când simt nevoia să scriu. Am uneori perioade când mă părăsește acest imbolt. Bine, având și motive. Dar nu am un plan anume de lucru. Dar minte este foarte greu când locuiești cu alții. Indiferent că sunt părinți, că ți-e mamă, că ți-e soacră, că ți-este bărbat, că ți-este copil, nu ești stăpân pe timpul tău. Stăpân pe timpul tău, mă rog, iluzoriu măcar, este când ești singur. Deși nu există nimeni liber pe lumea asta. Nimeni nu e liber. Liber e omul numai când a murit. Încolo este legat de ceva oricum. Oricine are o pisică, are un cățel, are un vițel, are ceva, ăla nu este liber. Omul ăla nu e liber. Nu știți câte puncte comune găsim acum în această discuție cu o altă discuție petrecută ieri, aproape un colaps așa al cuvintelor, a existat o părere care nega vehement ideea conform căreia omul nu ar fi liber. Spunea persoana respectivă, omul este liber. Dumneavoastră spuneți că omul nu e liber, că suntem mereu dependenți de ceva sau de cineva. Nu există nicio secundă în care omul se simte liber. Nu. Nu există, doamnă. Pentru că judecând drept, stând strâmb și judecând drept, orice lucru de care ești legat, numai de o ființă de asta cu două picioare, cu patru picioare, dar și dacă ai un trandafir, și dacă ai o lalea, și asta te leagă. Ești dator și față de ele. Trebuie să te duci să îi smulgi buruienile, să îi pui apă, să-l îmbrobodești toamna pentru iarnă și așa mai departe. Și datoria condiționează. Și asta este, cum se spune, asta se cheamă libertate? Nu se cheamă libertate. Eu spun, libertatea este un cuvânt de dicționar. Dar frica? Frica, doamnă, este un cuvânt real pe care fiecare ființă, o simte pe piele. Sentiment sau instinct, doamna Ileana Vulpescu? Doamnă, cred că este instinct. Pentru că apare la toate ființele. Toate ființele știu ce e Africa. De exemplu, pisoiul meu. Suntem trei persoane, trei cucoane, în același apartament. Eu n-am nicio autoritate. Eu sunt toată mușcată, dată cu ghearele. În sfârșit, una dintre ele cu care am încercat, Motanu, fiind foarte iubit de persoană și doarme cu el și îl ia și îl pupă și îl mângâie, a încercat să o piște și pe cucoana asta și i-a tras două la fund și de atunci băiatul s-a făcut domn. A treia persoană, care și ea îl mângâie, îl iubește, dar dacă se uită numai așa, el se duce să bagă sub pat.
Deci fiecare are autoritate, iar eu nu. Dumneavoastră n-aveți autoritate. Legați autoritatea de acest comportament? Da. Adică el îmi face toate măgăriile, în sensul că sunt toată pișcată, mușcată, zgriată. Și îi arăt cum îmi curge sânge. Și el vine foarte senin, așa, cu niște ochi angelici și puțin îi pasă. Când devine frica sentiment? Când devine frica sentiment? Doamnă, eu știu. Frica devine sentiment când este o opresiune permanentă. Când simți o opresiune permanentă, devine și frica permanentă. Și din senzație se transformă în sentiment. Ați simțit în perioada mult discutată comunismului, da, ați simțit vreodată frica în mod organic? V-a fost teamă de ceva? Doamnă, da. Mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă pentru că mama era o femeie văduvă cu mine. Și ne-am trezit cu securitatea că ne caut armament. Noroc că unul dintre ei era cum se cade și a văzut că n-are niciun spor și nu găsește niciun armament. Și am spus, domnule, vă rog din suflet să nu-mi tăiați perdele, vă rog să nu tăiați plăpurile, că pipăiți pernele, că se simte dacă e un obiect contondent acolo. Și am văzut că pot să fii acuzat absolut pe nedrept. Și dintr-o dată am un frate al mamei care fără să fie judecat a fost 2 ani în pușcărie politică, după care a venit unul și a spus, ia fă-ți bocceaua și plec acasă. Erau, aveai de ce să-ți fie frică. Instabilitatea de astăzi, derapajele morale, aspectele acestea toxice, de la televizor până la nu vă fac rău? Dați drumul la televizor? Doamnă, da, vă spun, mi-am creat un sistem de apărare. Foarte bine. În sensul că nu mă mai uit la jurnale de știri. Am niște prietene care se uită și mă pun la curent. Și am zis, dar de ce să mă amărăsc eu sufletul? La vârsta pe care o am, cât o să mai trăiesc ca să mă plictisesc și să mă și enervez. Asta e problema. Să mă și enervez de ororile pe care le aud. Începând cu cele lingvistice. Nu este posibil să spui că un festival se întâmplă din 2 în 2 ani. Dar că se întâmplă lucruri, așa se spune, se întâmplă lucruri. Cum să se întâmple lucruri? Eu și eu rămân stupefiată. Nu se întâmplă lucruri. Se petrec lucruri. Știu, doamna Ileana Vulpescu, e atât de... Dumneavoastră ați lucrat într-un institut de lingvistică. Da. L-ați avut profesor pe Iorgu Iordan. Da. Ați avut profesor mari. Da. Pe Graur l-am avut profesor. Pe Alexandru Graur. Da. Ce se întâmplă totuși... De unde credeți că pornește toată această stricăciune a limbii? Doamnă, pornește din snobism și pornește din slugărnicie. Slugărnicie? Da. Pentru că nu înțeleg să ai o limbă în care să poți să exprimi absolut orice. Ca dovadă că am avut niște mari poeți. Și să vii să înlocuiești locul cu locația,
care înseamnă altceva, să înlocuiești experiența cu expertiza, altă gâscă șchioapă în altă traistă, nu se poate. Adică de ce să iei niște cuvinte dintr-o limbă străină pe care să le adaptezi fără nicio judecată, că nu înseamnă nici ce a însemnat în limba din care le-ai luat și înseamnă o prostie în limba pe care o folosești. Adică nu e lipsa de cultură și de discernământ. Nu este posibil. Mass media sunt destinate să facă și cultură. Un om cu o instrucție media, dacă se citește un ziar, vede acolo niște prostii. Ascultă televiziunea, ascultă alte prostii. Omul ăla începe să creadă că aia e norma. Sigur că da. Dumnezeu să-l ierte pe Teodor Hristea, care e un lingvist de mare calitate, interogat odată tot așa la o televiziune, interviewat. Da, iată, ajungem la dacă problema nu luase justiția să-l interogheze, a spus, cred că au să devină normă greșelile. Da. Uzul limbii, strada. Da. Va fi normă. Da, da, sigur. E temător lucrul ăsta. Da, eu mă uit în ce fi însemnând aia în puii mei, dacă puteți să-mi explicați de oară. Nu, chiar nu știu. Poate fi o formă eufemistică de înjurătură românească. V-ați gândit la lucrul ăsta? Da, nu pot să spun că m-am gândit așa la ceva religios. Dar să vă spun, dar nu înțeleg ce înseamnă asta. Chiar vorbesc foarte serios. Alte invenții de asta așa golănești, le pricep. Dar la asta mă declar incompetentă. Lipsită de expertiză. N-am expertiză, ce să fac? Da, mă și gândesc că la ce spuneți dumneavoastră, că a deschide până la urmă un radio sau un post de televiziune, poți fi agresat cu asemenea și poți să te neliniștești clipă de clipă, până la urmă cum mai stăm cu limba română. Vreau să vă spun ceva, pentru că încă mai lucrez ca dascăl în sistem. Orele de limba română, doamna Ileana Vulpescu, nu mai sunt în programa școlară, acum devenită curriculă. Ora de limbă română se face doar în gimnaziu. Avem ore de comunicare și dacă am ajuns aici, cum se comunică în țara aceasta, doamna Ileana Vulpescu? Mai putem vorbi de o artă a conversației? Nici când. Ce să vă spun, om? Am putea ajunge la o artă a înjurăturii în loc de conversație. Mine, titlul ăsta este pe jumătate la carte. Este pe jumătate ironic. Pe vremea când existau cercuri de astea în Franța de cucoane și de lume învățată de-al multe, spunea cineva din secolul al XVIII-lea că jumătate din ce știe a învățat din conversație. Și am spus la o carte unde ai țărani deportați în Bărăgan, asta este de-a dreptul ironie, arta conversației. Cine a priceput, a priceput, cine n-a priceput, a priceput. Dar limba română, să nu înveți până în ultima clasă de liceu gramatică, este de-a dreptul dramatic să nu se învețe.
cum să nu înveți limba ta, să nu înveți după aceea latină, doamnă. În Ungaria se fac 6 ore de latină pe săptămână în liceele umaniste. În Germania la fel. Peste tot se face latină pentru că te ajută foarte mult să înveți o mulțime de limbi. Chiar și în limbile germanice găsești o mulțime de latină. Logică a gramaticii limbii române prin limba latină. Este clar că e nevoie de a ști mecanismul. Dar gramatica engleză este gramatica limbii latine. Toate regulile din latină le întâlnești în engleză. Și ca tu să faci un liceu și să vorbești ca pe Baidan, păcat de liceul ăla, păcat de anii pe care i-ai pierdut. În anii ăștia mi-a venit învățai să o meserie, nu? Cu care să-ți câștigi existența în mod onorabil. Ce ar trebui făcut în viziunea dumneavoastră pentru ca toate aspectele acestea să nu să dispară, că e iluzoriu să crezi că vor dispărea. Ce ar trebui făcut? Ce ar trebui să facem noi, dascălii? Doamnă, dumneavoastră, dascălii, sunteți o categorie pedepsită. Pur și simplu. Pentru că eu consider că este o desconsiderare pentru învățământ salariile sunt absolut inadmisibile. Nu se poate să muncească cineva 35 de ani să primească o pensie de 1100 de lei. Nu se poate și nu se înțelege un lucru. Nu se înțelege că învățământul este baza unei civilizații. Este o profesie atât de grea. Și în loc să zici, bă, da, proste că ai dat peste niște oameni care vor să facă această profesie, îi tratezi ca pe nimic. Nu se poate atâta vreme cât ai o atitudine, cum să spun, cu totul de condamnat față de o categorie de oameni atât de importantă. Nimic nu este mai important decât învățătorul și profesorul. Eu am ortografia pe care o am astăzi, vă rog să mă credeți, o am din clasa a patra primară. Făceați caligrafie. Din clasa a patra primară. Am avut o învățătoare care fusese, era profesoară de istorie, dar nu și-a găsit loc și s-a făcut învățătoare. Și am ieșit cu ortografia de astăzi. Nimeni nu se gândește câtă răbdare trebuie să aibă un profesor. Câtă răbdare să reușească să transmită niște cunoștințe. Să transmită. Purtător de mesaj asta suntem. Da, doamnă, și eu mă gândesc la școala pe care am făcut-o eu, deci începând din 1939. Scriam pe tăbliță, era foarte bine, luai buretele, ștergeai, scriai iară cu cum zice asta, condei de ardezie. În trimestru al doilea scriai pe maculator cu creion. În trimestru al treilea scriai pe caiet cu cerneală. Progres. Da. De la un an la celălalt. După aceea se făcea caligrafie. Nu este deloc inutilă caligrafia. Pentru că te învață să scrii citeți. Nu neapărat frumos, dar citeți, pentru că e cât un scris atât de invizibil, sunt doctori care îți dau o rețetă și te întreabă farmacistul, domnul, dar nu știți ce scrie aici, nu știți ceva, zic, stați așa, să văd ce am cerut, că am listă. A zice, da, parcă ar fi ăsta.
Scrisul e un mijloc de comunicare. Nu este o inutilitate să... Devine, doamna Ileana Vulpescu, atâta timp cât comunicarea se face acum pe bază de... Sunt exemple de computer, de tablete. A scris pe tabletă vreodată? Doamna, pe computer, pardon. Doamna, eu vreau să vă spun. Au o groază de virtuți aceste aparate. Dacă știi să umbli cu ele, poți să te informezi de multe lucruri, poți să vezi lucruri foarte frumoase, să vezi capitale de țări, să vezi muzee, să vezi o mulțime de lucruri. Eu nu spun că nu-i bine, dar nici să înlături cartea și să faci școală cu tabletă și să fii la medicină și să se predea prin calculator. Și dacă vreau un student să întrebe și el ceva, la cursul să întrebe calculatorul, nu? Nu se... Dar se înlătură, noi astăzi sunteți un om de echilibru, nu v-am auzit în această discuție minunată, eu știu, valorificând ideile strict tradiționale ale generației noastre, nu că și eu fac parte dintr-o generație care e îndepărtată de generația tinerilor, dar nu v-am auzit niciodată căzând în excese, nu vă plac excesele. Astăzi sunteți un om al... drumului drept și echilibrat. Din păcate, sistemul școlar, sistemul educațional, nu educațional, sistemul de învățământ, că educația e cu totul altceva, înlocuiește treptat scrisul de mână. Și asta e un deserviciu total. Doamnă, eu spuneam un exemplu unor copii de clasa 5-a. Spuneam, măi copii, acum sunteți la o vârstă în care cred că nu ați început să vă scrieți scrisori de dragoste. Dar ia închipuiți-vă voi că scrieți cuiva cu mâna o scrisoare și trebuie să ducă la toți vecinii ca să o descifreze. Trebuie să învățați să scrieți, citeți, în primul rând. Și citeți. Sigur. Și, dar vrei să notezi și tu ceva. Pleci cu computerul după tine? Da, e un contract între ei și computer, e un contract din care ei pierd. Deși, spuneți dumneavoastră că sunteți de partea celor învinși în această situație, cu siguranță nu îmbrățișați învinsul de acest gen. Și câștigătorul computerului. Nu! Sub nicio formă. Doamne ferește! Eu spun să-l folosești cu măsură. Cu măsură. Și toate cu măsură. Cu măsură. Așa cum în toată viața e bine să ai măsură la tot. Începând cu mâncarea, începând cu băutura, începând cu totul să ai măsură. Este foarte important să nu stai numai cu capul în calculator, nici nu se știe ce efecte, sigur, vor avea. Pentru că nu sunt... Efectele se văd mult mai târziu. Se recomandă oricum să nu porți telefon mobil lângă inimă. Și nici calculatorul, să stai de dimineață și până noaptea cu ochii în calculator. Și la televizor, zice, să nu te uiți mai mult de 3 ore. Nimeni nu respectă lucrurile astea și formă se miră că s-a îmbolnăvit de nu știu ce. Și asta cred că are cele mai multe repercusiuni asupra creierului. Pentru că ăsta obosește, în primul rând. Și dacă cineva caută să învețe ceva prin calculator. Dar majoritatea joacă niște jocuri care nu știu cu ce îi îmbogățește intelectual. Sunt de acord cu noastră în ceea ce privește măsura în toate. Un singur lucru mă nemulțumește. Timpul. Timpul pe care nu-l mai putem avea.
trebuie să ne luăm la revedere cu regret, sincer, cu regret de la telespectatorii noștri. Dar nu înainte de a vă mulțumi încă o dată, prin mine, e și mulțumirea tuturor celor care ne privesc, care vă privesc, vă vor privi în timpul care ne stă acum la dispoziție. Oamenii vor veni să vă vadă, să vă asculte, vă vor citi cărțile. Obiceiul nostru, că avem și noi un obicei, eu zic că e bun, să oferim invitatului nostru o carte. Eu am ales George Uscătescu, un volum de versuri Melc Sideral și nu întâmplător. George Uscătescu este absolvent al liceului, al Colegiului Național Tudor Vladimirescu, pe care eu îl reprezint ca dascăl și vă oferim împreună cu toată prețuirea colegilor mei, profesor. Eu vă mulțumesc foarte mult și m-am simțit foarte onorată de invitația noastră și de primirea care mi s-a făcut. Noi vă mulțumim din suflet și vă așteptăm din nou la Târgu Jiu într-o altă primăvară, primăvara următoare. Doamne, să dea Dumnezeu să mă țină balamalele. Vă țin mai mult decât atât binele pe care îl risipiți dumneavoastră în jur. O să ne ajute și pe noi și pe dumneavoastră să reveniți aici, în Târgu Jiu. Și Dumnezeu să se mai uite și spre noi. Se uită, spre oameni buni se uită. Mulțumim încă o dată telespectatorilor noștri dragi pe săptămâna viitoare, o emisiune, regal, eveniment, o experiență. Vă mulțumim, numai bine!